Fidel. Facem o poză de grup, domnul Gurule, veniți aproape. Iorele. Domnul Benea. Aici, aici. Mulțumim. Pune jos, trăiască Alianța. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la inaugurarea, la deschiderea celei de-a doua ediție a Târgului de Produse Tradiționale de pe Valea Trotușului. Anul trecut, când am lansat ideea împreună cu Degustarium, cu Fabricat în Dărmănești, cu Mompesa, cu Gal Valea Muntelui, părea o provocare foarte mare pentru noi și anul trecut am avut un real succes, pentru că mulți producători, mai bine zis producători de pe raza 14 UAT-uri, au venit și au expus la Dărmănești sute de produse tradiționale. Am găsit aici la Târgul de Produse Tradiționale rețete vechi de sute de ani. Am descoperit împreună gustul produselor pe care poate cei care ne-am născut un pic mai devreme ni-l amintim din, eu știu, bucătăria bunicilor sau a străbunicilor noștri. Spuneam că suntem la a doua ediție și mulțumesc că Bunul Dumnezeu ne-a îngăduit și în acest an să reușim să facem și să punem la punct anumite lucruri care poate anul trecut nu ne-au ieșit așa cum am dorit noi. Tuturor celor care s-au implicat vreau să le mulțumesc și în special producătorilor. Și vă promitem că vom trece și vom degusta produsele dumneavoastră pe la fiecare stand. Aș vrea să anunț că astăzi, la evenimentul nostru, avem onoarea să avem lângă noi oameni de seamă din județul Bacău, reprezentanța instituțiilor statului, reprezentanța ai Guvernului României, ai Parlamentului României, oameni care ne-au susținut în demersurile noastre și care, sper, că vor susține în continuare inițiativa producătorului mic, așa cum ne place nouă să spunem, acelui care produce în gospodăria proprie. Vreau să salut prezența doamnei prefect, Marecica Luminița Coșa, a domnului vicepreședinte a Consiliului Județean Adrian Popescu, a domnului ministru Viorel Ilie, a domnului secretar de stat Ministerul Culturii și Identității Naționale Geo Popa, a domnului senator Dragoș Benea, a domnului senator Smarandache, a domnului deputat Avram, colegi și directori din instituții ale județului Bacău și amintesc aici domnul Gheorghe Burlui, directorul APIA Bacău, a domnului director Petrică Ilieș, APIA, Agenția de Mediu, a domnilor primari care sunt alături de noi și îl salut pe domnul primar de la Dofteana, domnul primar de la Moinești, consilieri locali, consilieri județeni,
tuturor celor care s-au implicat într-un fel sau altul în susținerea evenimentului la Porțile Nemirei. Vreau și insist pe ideea că acest eveniment l-am făcut împreună. L-am făcut cu Gal Valea Muntelui. Vlad Ochiroș, unde ești? Îl salutăm pe Vlad Ochiroș. L-am făcut împreună cu Degustarium. Degustarium, te salutăm. L-am făcut împreună cu Fabricat în Dărmănești. Marius Diaconescu, te salutăm. L-am făcut împreună cu Montpesa. Salutăm și reprezentantul Montpesa. Și nu în ultimul rând, l-am făcut cu toți cei care astăzi expuneți la Dărmănești. Tuturor vă mulțumesc și fiecăruia în parte. Aveți toată considerația din partea mea și a Consiliului Local. Mulțumesc celor care au venit din alte localități și au ales Dărmăneștiul pentru 3 zile. Avem împreună de învățat foarte multe lucruri și dacă ne vom promova și ne vom susține interesele, cu siguranță, alături de noi, având și instituțiile statului, vom reuși să ne atingem obiectivele. Pentru prima dată, la Dărmănești, avem și un abator mobil pe care cu toții vreau să-l vizităm, pentru că anul trecut, mare parte din crescătorii de animale au solicitat ca instituțiile statului, prin fondurile pe care Guvernul României și nu numai le deține, să poată să creioneze cumva axe, proiecte care, prin care se poată finanța asemenea investiții. Da, astăzi avem la Dărmănești un astfel de abator. Îl vom vizita și sper că în anii următori acest concept de abator containerizat, abator mobil, cum spunem noi, să poată să apară și în localitățile din județul Bacău. Am să o rog pe doamna prefect să ne transmită mesajul domniei sale. Bună ziua, bun găsit tuturor! Iată că pentru al doilea an mă aflu alături de dumneavoastră la Dărmănești. Mă bucur și să văd că an de an sunteți mai mulți și tot mai aplecați asupra târgului de produse montane de pe Valea Nemirei. Pentru că într-o lume în care suntem bombardați de euri, dumneavoastră ne amintiți nouă tuturor de rădăcinile noastre strămoșești. Așa cum spunea și primarul Toma, ne amintiți de copilăria noastră și de bunătățile bunicii. Oameni dragi, vă felicit, sunteți minunați ceea ce faceți, în tot ceea ce faceți și de asemenea îl felicit pe primarul Toma, pentru că de-a lungul timpului am văzut cât suflet pune în toate acțiunile pe care le întreprinde în orașul dumneavoastră. Vă felicit și Doamne ajută, mult succes tuturor! Mulțumesc, doamna prefect, mulțumesc că de fiecare dată vă faceți timp și veniți alături de comunitățile noastre, ne ascultați problemele cu care noi venim la dumneavoastră și în măsura puterii și a posibilităților pe care le aveți, căutați și răspunsuri la problemele noastre. Aș vrea să-l invit alături de mine pe Gheorghe Burlui, directorul APIA Bacău, domnul director. Mare parte din subvențiile care vin pentru crescătorii de animale, pentru cei care trudesc pământul, vin prin această instituție, Ministerul Agriculturii și APIA. Domnule director. Bună ziua tuturor! Mulțumesc domnului primar Toma Constantin pentru invitația făcută. Mă bucur că particip și la cea de-a doua ediție acestui eveniment organizat de UAT Dărmănești. Faptul că sunt persoane care se ocupă ca cei care lucrează în agricultură să-și proceseze produsele proprii prin metode tradiționale pentru a renunța la acele euri pe care le găsim în comerțul universal, este un lucru foarte bun. Agenția de plăți este o instituție care finanțează activitățile din agricultură. Prin intrarea României în Uniunea Europeană și prin participarea ei la politica agricolă comună, a făcut ca agricultura să aibă altă față după cei 12 ani de Uniune Europeană. Invit toți fermierii, toți producătorii agricoli să urmărească și să aplice pentru toate măsurile pe care Guvernul României le pune în practică aplicând politica agricolă comună.
Încă o dată felicitări, domnule primar, și tuturor expozanților, tuturor participanților la târg, mult succes în activitate. Dumnezeu să ne ajute! Mulțumim, domnule director! Rog să vin alături de mine un prieten, un prieten drag. Geo Popa, cum îmi place mie să-i spun, ministru secretar, Ministerul Culturii și Identității Naționale. Dragi români, la 1887, poetul Ioan Nenițescu lăsa cuvinte care vor trece peste veac și vor da seamă de ceea ce sunt românii, de ceea ce am îndrăznit să fim pe acest tărâm binecuvântat de Dumnezeu. În țara noastră românească vrem înșine stăpâni să fim. Așa începe poezia dedicată neamului românesc de acest poet extraordinar care așează cuvinte ce vor trece peste veac. Da, se vor împlini aceste cuvinte la 1918 și mai apoi. Se vor împlini pentru că poporul român a știut să aibă razăm puternic în talpa țării, în această miță extraordinară, în aceste bucate fantastice pe care le vedeți aici. Aici, pentru că voi sunteți aici, sarea și piperul acestor ținuturi. Și nu vrem noi, românii, fruntea în veci, la nimeni să plecăm, spunea el mai departe. Și asta vorbește despre faptul că românul a fost din totdeauna, dinpreună, la fiecare pas, cu demnitatea lui cu tot. Românul a trecut prin istorie ca o brazdă frumoasă prin pământul țării, mănos al țării noastre. Și mai apoi, dragi români, ar trebui să nu uităm, să nu uităm niciodată că aceste cuvinte nu sunt doar cuvinte, ci sunt reazăm pentru ceea ce noi astăzi construim cu demnitate aici în țară și aiurea prin lumea prin care umblăm astăzi, atât de tulbure cum este ea, pe care noi vrem să o reașezăm în frumusețea ei dintotdeauna. Nu vrem să închinăm popoare sub mândru sceptru românesc, ci vrem să trăim din viața noastră și dreptul nostru strămoșesc. Iată cuvinte care trebuie să ne anime pe toți astăzi aici, la această mare sărbătoare a voastră și a românilor de peste tot, pentru că trebuie să știți că voi sunteți aurul acestor munți. Munții noștri aur poartă, iar voi sunteți aurul care descoperă în acești munți o seminte de eroilor noștri, sfintele o seminte a eroilor noștri, în fața cărora trebuie de fiecare dată să îngenunchem și să ne ridicăm cu atât mai drept și mai frumos în lumea asta noastră. În lumea europeană, care trebuie să știe, cu noi împreună va fi mai puternică. Cu noi împreună va fi mai mândră ca niciodată. Cu noi împreună va fi mai temnă. Acestea sunt gândurile care trebuie să ne anime astăzi, aici, la acest târg, care nu este al micilor producători, ci este a unor mici, mari producători care stau la baza creșterii poporului român și acestei țări frumoase, milenare. Așa să ne ajute Dumnezeu! Mulțumesc, domnule ministru secretar de stat, același îndemn patriotic de fiecare dată în vocea dumneavoastră. Am să-l rog pe domnul ministru Viorel Ilie,
ca senator și ministru în Guvernul României să ne transmită gândul domniei sale. Mulțumesc frumos, domnule primar. Vreau să vă salut doar, să fiu foarte scurt. Și așa cum astrele ne ajută pe noi românii și ne luminează, vă aduc și o veste bună. Marți, în ședința de guvern, a fost adoptată ordonanța de urgență, care, printre altele, scade TVA-ul de la 9% la 5% la toate produsele bio. Nu știu dacă s-a publicat în Monitor oficial, dar este o hotărâre pe care deja guvernul a luat-o și nu poate decât să-și urmeze cursul și poate aceste 5%, chiar dacă nu se vor regăsi în prețul de vânzare, vor fi acolo și vă vor ajuta să vă dezvoltați afacerea, să vă susțineți și să vă promovați produsele. Eu vă mulțumesc și aveți toată aprecierea mea, atât al celor prezenți astăzi aici, ar celor implicați pentru organizare și mulțumesc, domnule primar, felicitări tuturor! Mulțumesc, domnule ministru! Vestea pe care ne-ați dat-o cu scăderea TVA-ului la aceste produse este o veste foarte bună, pentru că de fiecare dată producătorii se plâng de faptul că aceste produse au niște costuri mai mari și nu pot intra într-o competiție directă cu acele produse industriale pe care le găsim în supermarketuri. Acest lucru pe care Guvernul României l-a făcut de a scădea TVA-ul, cu siguranță va aduce și un preț mai accesibil pentru cât mai mulți români. Aș vrea să îl rog pe domnul senator Dragoș Benea să ne transmită un mesaj și din poziția de senator și din poziția de președinte al organizației PSD Bacău. Mulțumesc, domnului primar! Bună ziua! Hristos a înviat! Am să mai adaug o calitate. Aceea de, cu sprijinul dumneavoastră și al multor băcăuani și al multor moldoveni și al multor români, posibil viitor europarlamentar moldovean, pentru că prin noi înșine putem să ne apărăm interesele, interesele celor mici, interesele celor mari, putem să ne promovăm proiectele care trebuie să aducă dezvoltare în cea mai săracă regiune din Europa. Sigur, eu sper ca tot ce se va întâmpla în următoarele zile, eu nu fac abstracție de perioada în care suntem. Dacă acum 3-4 ani ne mai era frică să vorbim de politic, politicul era aruncat undeva în plan secundar, terțiar, pentru că a apăruse un tehnocrat care acum vrea să candideze la președinția României și a fost comisar din partea României pe agricultură și a văduvit agricultorii români și mici și mari, el fiind de fapt comisarul Franței, care a apărat interesele Franței, vorbim de fostul prim-ministru Cioloș. Astăzi, după 2 ani și jumătate de guvernare PSD-ALDE, ne permitem să vă spunem că orice decizie bună sau rea din viața dumneavoastră este influențată de politic. Și e bine să nu ne ascundem de acest lucru. Politicul este cel care vine în fața dumneavoastră. Normal ar trebui din 4 în 4 ani, dar în ultimii ani ne-am obișnuit să venim din an în an. La fel de fel de alegeri. Și să dăm socoteală. Ce am promis, ce am făcut și ce n-am făcut. Și sigur că vestea domnului ministru Irie este o veste bună, este o promisiune din programul de guvernare. Vreau să-l felicit pe domnul ministru al agriculturii Petre Daia, care pentru tot ceea ce face pentru agricultorii români, într-adevăr, scăderea TVA-ului la produse ecologice de la 9% la 5% la produse ecologice și tradiționale, înseamnă și prețuri mai mici și productivitate mai mare. Vedeți, se vorbește zilele acestea, în această perioadă, se vorbește foarte mult de patriotism. Se scrie cu litere de aur, se vorbește, sunt cuvinte mari. E bine să fim patrioți, e bine să ne promovăm interesele, dar cu foarte multă înțelepciune, să fim solidari, să fim uniți, să fim coerenți, pentru că în zona Moldovei
ne place sau nu ne place, trebuie să recunoaștem, dezbinarea a fost o constantă de-a lungul timpului și peste o săptămână și câteva zile Moldova are ocazia de a trimite cel puțin trei europarlamentari la Bruxelles, în Parlamentul European. Dincolo de vorbele frumoase, îmbrăcate, cu litere de aur, poleite frumos, trebuie să fim mai pragmatici, pentru că dezbinarea și lipsa de pragmatism ne-a adus în situația ca astăzi să nu avem autostrăzile pe care ne le dorim și care sunt atât de necesare. Eu îmi doresc ca peste un an, sau peste doi, sau peste trei, ceea ce se întâmplă aici, la Dărmănești, să replicăm la Bruxelles. Și vreau să facem o, poate în mai 2020, fiind campania electorală la locale, nu știu dacă vom avea voie. Dacă nu facem după campania electorală de la locale, o acțiune cu mici producători, mari producători, la Bruxelles, din zona Moldovei, o regiune atât de frumoasă, atât de importantă în tot ce a însemnat istoria românilor, dar în continuare marginalizată și de Bruxelles și, îndrăznesc să spun, și de București până în 2016. Trebuie să avem puțin mai mult pragmatism și să ne trimitem oameni dintre noi în Parlamentul European, pentru că dacă ne iluzionăm că o să ne reprezinte alții din Ardeal sau din sudul României interesele noastre, peste 2, 3, 4 ani iar să începem cu lamentările. Sper ca săptămâna viitoare să am posibilitatea, să avem posibilitatea să venim cu domnul ministru al Agriculturii Petre Daia în această zonă, pentru că agricultura este un domeniu prioritar pe care PSD-ul și l-a pus pe lista de priorități când a venit la guvernare în 2017 și este un domeniu cu un ministru foarte harnic, unde s-au înregistrat progrese incontestabile. Și sunt absolut convins că tot ceea ce se întâmplă în ultimii 2 ani în agricultura românească, comparativ cu ceea ce s-a întâmplat în 2016 sau poate în 2004-2008, este puternic contrastant. Să facem totuși diferența între un fost ministru al agriculturii, dacă tot vorbim de patriotism, domnul Flutur, inițiatorul legii 247, legea prin care s-a ușurat sarcina probei în ceea ce privește retrocedarea terenurilor. Și să nu ne mai întrebăm de ce astăzi Transilvania de facto nu prea mai este pământ românesc și este retrocedat pe o lege în care, repet, sarcina probei nu mai este așa importantă. E important să adoptăm legi, să adoptăm acte normative pentru agricultori, pentru crescătorii de animale și nu să-i punem pe crescătorii de animale să scrie, să facă litere de regiuni pe dealuri pentru cine știe ce fel de campanie electorală. Și să nu uităm că atunci când ministrul Agriculturii Flutur omora găinile oamenilor, secretar de stat era viitorul comisar pe agricultură Dacian Cioloș, care, dacă sunteți corecți și sinceri, sau suntem corecți și sinceri cu noi înșine, n-a reprezentat interesele agricultorilor nicio secundă. Nu întâmplător am răspuns aceste invitații. Nu sunt multe momente în care poți să mai spui lucrurilor pe nume, să audă toată această vale că de la Târgu Ocna, Sălin Moldova, Dofteana, până la Ghimeș-Făget, aici este cea mai frumoasă zonă a județului Bacău. Ieri au fost 4 comune din județul Bacău premiate în campania cele mai frumoase sate din România, Oituz, Palanca, Dofteana și Mănăstirea Cașin. Avem turistic aici ce oferi, este sarcina politicului, că suntem de la PSD, că suntem de la ALDE, să creștem nivelul infrastructurii, să adoptăm legi, acte normative care să încurajeze pe cei mici să crească productivitatea și să scadă prețurile. Eu, alături de colegii mei din echipa politică pe care o conduc, așa cum spunea domnul primar Toma, echipa organizației PSD, ne-am luat angajamentul ca să facem din destinul Moldovei, din viitorul Moldovei, lupta noastră dreaptă în Parlamentul European. Și singurul lucru pe care mi-l doresc
atunci când voi mai reveni și voi reveni foarte des în județul Bacău, și la Dărmănești, și la Dofteana, și în alte colțuri, pentru că știu și iubesc foarte bine acest județ și cunosc și iubesc acest județ, cel mai important lucru pentru mine va fi să pot să vă privesc în ochi și să fiu foarte convins că nu v-am dezamăgit. Vă mulțumesc frumos și vă doresc gândul cel bun. Mulțumesc, domnule senator. Sper ca după data de 26 mai Moldova să aibă reprezentanți în Parlamentul European. Se spune că Moldova este regiunea cea mai săracă sau printre cele mai sărace din Uniunea Europeană. Sper că prezența moldovenilor în Parlamentul European să aducă plus valoare și, așa cum spuneați și dumneavoastră, aceste nevoi ale comunităților noastre, mai mici sau mai mari, să poată să găsească răspuns. Am să închid linia de discursul, să zic așa, prin a ruga un prieten, un fermier de această dată, să ne spună câteva cuvinte, deși nu prea voia să spună multe, cred că are și nemulțumiri. Sorin Umbrărescu, din calitatea ta de fermier, te rog, transmite-ne punctele tale de vedere. Bună ziua! Ce a însemnat pentru mine Uniunea Europeană? În anul 2018 am fost primul din acest județ care am depus un proiect pentru a accesa fondurile europene. Primul care l-am și implementat și am fost de altfel și primul care am obținut fondurile guvernamentale alocate. Din 2008 până în 2015 am depus 5 cereri de finanțare. Din aceste 5 cereri am implementat 3 proiecte. Ce a însemnat acest lucru pentru mine? O creștere substanțială a productivității, o creștere substanțială a dimensiunii fermei mele și mai mult decât atâta, m-am dezvoltat nu numai în domeniul convenționalului, cât și în domeniul ecologicului. Fiindcă astăzi tot se vorbea despre reducerea TVA-ului, vreau să vă spun că societatea pe care o am și una dintre primele de altfel din acest județ care au atins acest domeniu ecologic, sunt acreditat de către organismele de certificare și Ministerul Agriculturii din 2009, exploatez la ora actuală prin această societate aproape 79 de hectare de teren ecologic și am, ca și mulți dintre dumneavoastră de aici, și oi și capre de merinos și alte rase, pentru mai ales pentru producția de carne. Ce am făcut în 2012? S-au înființat grupurile de producători. Împreună cu alți 6 fermieri am constituit singurul grup de producători, grupul de producători Siretul, singurul de altfel care mai activează în județul Bacău. Ce ne-a adus pentru noi acest grup? În primul rând ne-am asociat împreună și împreună am reușit să ne vindem producția, ne-am crescut continuu producția vândută către ceilalți distribuitori de pe piață, am obținut prețuri mai bune, am obținut prețuri pentru inputuri și astfel că ne-am dezvoltat continuu. Grupul de producători pe care astăzi îl reprezint aici este un motor pentru noi, asociații lui, și din postura și eu de candidat la aceste alegeri europarlamentare, sper să reprezint zona noastră de Moldova și mai mult decât atât, având o dublă calitate actualmente fiind și consilier județean, cred că sunt pe deplin conștient de realitățile pe care le are agricultura, mai ales cea din zona noastră, agricultura băcăoană, astfel că am și acea expertiză necesară pentru a reprezenta din toate pozițiile țara, România, cu demnitate și cu cinste în acest Parlament viitor european. Eu vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și vă îndemn să aveți încredere în Uniune, să aveți încredere că Uniunea ne va aduce dezvoltarea pentru toți, mai ales pentru noi fermieri. Mulțumesc, Sorin Umbrărescu. Iată un fermier care, așa cum spunea domnia sa, a reușit să implementeze proiecte, a reușit să-și dezvolte ferma, a reușit să crească asociindu-se, un lucru pe care cred că mulți din cei care astăzi vin și ne spun că treaba nu merge suficient de bine, ar trebui să-l facă. Tuturor vă mulțumesc, vă doresc succes, așa cum spunea și domnul Benea și Sorin, e o săptămână plină de agitație politică, candidaților le dorim succes, bine ne-ar prinde nouă Moldovei să avem reprezentanți în Parlamentul European și, de ce nu, să spunem peste 5-6 ani că Moldova nu mai este polul de sărăcie a Uniunii Europene.
Aș vrea să rog invitații noștri să parcurgem standurile cu produsele pe care producătorii le-au expus. După parcurgerea standurilor avem acel concept de abator mobil. Ne așteaptă și o parte din crescătorii de animale în târgu de animale cu câteva animale expuse și nu în ultimul rând să degustăm o parte din produsele pe care dumneavoastră le-ați expus. Tuturor vă doresc succes, 3 zile de relaș la Dărmănești, 3 zile în care să ne cunoaștem, să ne promovăm, să ne susținem produsele. Tuturor mult succes!